Dacă, prin absurd, cel mai negru scenariu posibil, ați rămâne însărcinate, hai să nu zic luna asta cum sună întrebarea, dar în timpul acestui an școlar, cel mai prost moment după lume ești între a 8-a, urmează să ieși la liceu, ai, sau trebuie să ai alte probleme pe cap, dar să zicem că te-ai dus la balul porcilor, ai făcut niște chestii pe care n-ar fi trebuit să le faci acolo și constați că nu-ți mai vine ciclul peste luna, îți faci testul, ești însărcinată, ce faci? Știu că nu știi, nimeni nu știe. Nimeni dintre colegii tăi nu știe. Ai face avort. Tu ești numele mic? Petra. Petra zice că faci avort. Tu? Ești? Ai intrat nici la barna, ai zis că faci avort. Ok. Tu ești? Alesia faci avort. Tu ești? Era aici dacă ați avut. L-aș păstra, dar... dacă fi eu aș fi inginer. Da, am greșit. Corect, ai vorbit, părința ruba, ce poate avea foarte de părere, zice, te-ai băgat în chestia asta, acum discută-te. Ea zice să îl abordeze, pentru că, în primul rând, la tine se duce viața amândurora, ar fi de sus și viața cuciului, că n-am putea să avem grijă de el. Ok, tu ești? Tu că. N-am de la Max. În loc de un pistol, scot foarte casa și vin la Amelia. Și încep să-ți mulg bucăți de vie din ea. Exact așa, în fața voastră, cum stă ea, este deja să uită cu ochii ăștia îngroziți, se gândește asta, nu-i normală. Bucăți așa bucăți de chestia asta foarte asumită, da? Ce mă face asta să fiu acum? Ce sunt? Sunt o sască. Iau un bidon mare cu acest sulfuric super, super concentrat, vin la Iulia și îl torn în căpșorul ăsta de tot. Ce mă face asta să fiu? Sunt o nebună, clar. Medicul intră cu chiureta asta, asta e o chiuretă, așa se numește. Cu chiureta asta care ai văzut că mi-a lipsit de ascunțită, da? În uterul femeii, de unde smulge, fără să vadă ce, el nu vede ce face acolo. E singura operație de pe lume care medicul nu vede ce face, intră în uterul ei și smulge, fără să vadă ce. Bucăți dintr-un domn la fel de viu ca oricare dintre noi. După care, fiți atenți aici, mai are și obligația de servici. Să pună bucățile astea cap la cap. Cap pe piesele unui puzzle să vadă dacă a scos tot de acolo, că dacă rămâne ceva acolo, femeia face septicemie și moare. Asta este un avort scumpelor. Cum parucă ca bar, nu aveți despre ce vorbiți. Îi se injectează o soluție salină în uter, copilul respectiv înghite soluția este ars pe interiorul și pe exteriorul corpului, în chinurile alea groaznice moare și în următoarele 24 de ore, femeia o vreme să aducă pe lume un copil mort. Ce simplu a fost să zici că face avort așa e? De ce să nu putem face de mâine? Ceea ce am putut să facem până la altă ieri. Pentru ce? Că cu două zile are câteva celule în plus? Mamă! Facem o fapecă mai mare. Dacă noi nu respectăm viața din prima clipă în care viața există, ce motiv ar avea pe lumea asta să o respectăm peste o lună? Dragii mei, vă rog să nu ne subestimați pe noi adulții. Suntem capabili de foarte mult rău. Faza este că vă învățăm la biologie, la anatomie, despre tot felul de termeni. Parcă fi produs de patiserie. Știți de ce facem asta? Pentru că noi suntem în stare să-i spunem pe nume. Ăla este un copil scumpilor, un copil. Dar așa vor, dar n-aș pus de termen ăștia abstract, așa să nu sune prea prost. Pentru că dacă i-am spune pe nume și am recunoaște public că asta e o crimă de fapt, nu e așa ca fi sol. Ce vă rog eu este să aveți grijă ce faceți voi cu copiii voștri. România o să plătească scump aceste 20 de milioane